Dragii mei, bine v-am reîntâlnit în această după de joi 17, august 2017. Astăzi am uh, un invitat care întotdeauna a venit și ne-a spus lucruri deosebite, și anume domnul dr. Laslău Leontin, președintele Colegiului Medicilor Veterinari din, un, din uh, județul Hunedoara, șef serviciu Compartiment Sănătate Animale și totodată purtător de cuvânt al DSVSA Hunedoara. Stimate domn, bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație. Bună ziua! E o plăcere întotdeauna să ne întâlnim, deoarece auzim lucruri care ne interesează pe toți. Tema de astăzi, activități din programul strategic din de sănătate animală și, mai ales, dar nu numai, pesta porcină africană care văd că a venit în România. Domnule doctor, din cadrul activităților din, din programul strategic, ce ne puteți spune? Ce aveți acum pe tapet? În, în momentul ăsta lucrăm uh, pe activitățile din programul strategic pe 2017 la recoltarea plobelor de sânge, la ovine, în special la masculii de reproducție înainte de montă, pentru testarea în vederea uh, uh, afecțiunilor Brucella melitensis brucell, pentru bruceloza infecției cu Bruxella Melitensi și cu Bruxella Ovis. De asemenea, tot în, acet, în această perioadă, activități importante din cadrul programului strategic, program strategic înseamnă programul cofinanțat cu Uniunea Europeană și programul finanțat de la bugetul de, la bugetul de stat. Alte activități importante, după cum spuneam, sunt și vaccinările de completare și aici mă refer în special la vaccinarea anticărbunoasă la bovine, ovine, caprine. Și, bineînțeles, la vaccinarea antirabică la câini și pisici. Un important, o importantă activitate din programul strategic este și recoltarea probelor în programul de supraveghere pentru peste porcină clasică și pentru peste porcină africană. Eu țin să precizez că, chiar dacă. Uh, nu au fost focare de peste porcină clasică și peste porcină africană numai mai târziu în România. Noi am avut stipulat prin programul strategic acțiuni de supraveghere atât pentru peste porcină clasică cât și pentru peste porcină africană. De aceea la începutul fiecărui an noi avem o instruire cu toți medicii veterinari de liberă practică din teritoriu cu... <coughs> administratorii fondurilor de vânătoare și responsabilii fondurilor de vânătoare, în așa fel încât să fie instruiți pe programul de recoltare a probelor și pentru peste porcină clasică și pentru peste porcină africană. Atât pe fondurile de vânătoare, cât și din exploatațiile deținute de proprietar persoane fizice sau de persoane, persoane juridice. Sigur că după declararea celor două focare de peste Porcina africană în municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, da. practic la periferia municipiului Satu Mare, am intensificat uh, câteva acțiuni de informare a populației, da, 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 da. de instruire a medicilor veterinari de liberă practică. Uh, și bineînțeles uh, am intensificat și acțiunile de control în exploatațiile comerciale de tipa exploatațiile comerciale și exploatațiile non-profesionale care dețin porcine. Uh, ce înseamnă până la urmă activități sau acțiuni de informare? Da, i -i. Am tipărit pliantele uh, necesare cu câteva lucruri mai importante despre pesta porcina africană, despre evoluția ei, care le-am distribuit în, prin medicii noștri veterinari de liberă practică către unitățile administrative locale, către cabinetele medicale veterinare de liberă practică, așa de asemenea. Poștă, fama, în așa fel încât cetățenii să fie informați cu privire și la comercializarea porcinelor, dar și la comercializarea cărnii și a produselor din carne. Uh, am făcut de asemenea o acțiune, o amplă acțiune de informare și către fondurile de vânătoare. Și, bineînțeles, către instituțiile mai importante care vin în contact cu cetățenii. Și, în acest sens, pot să spun că acțiunile noastre au avut efect pentru că cetățenii sunt mai responsabilizați și, bineînțeles, sunt convins că ei vor notifica orice mortalitate. La porcine, și orice îmbolnăvire, abatere de, da. de la normal medicului veterinar de liberă practică din teritoriu. Noi nu ne așteptăm. Ca proprietarii de, de porcine, fie ei persoane fizice sau juridice, să cunoască simptomatologia acestei boli, care evoluează cu, cea, sim, asta, da. Da, cu simptome dramatice. Pe noi ne interesează ca ei să notifice medicul veterinar de liberă practică cu privire la orice suspiciune de boală care apare la animalele ce sunt crescute în gospodăria lor. La orice mortalitate la orice sacrificare de urgență. Mai departe, medicul nostru veterinar de liberă practică în puternici și medicul veterinar oficial sunt instruiți ce probe trebuie să recolteze, unde trebuie să notifice cazurile de boală mai departe, cazurile de mortalitate, cazurile de sacrificări de urgență. Și sunt convins că din punctul ăsta de vedere vom avea din partea cetățenilor, din partea colegilor noștri de liberă practică, din partea colegilor noștri medici veterinari oficiali toată promptitudinea în acțiunea lor privitor la aceste, la aceste notificări. Aș mai vrea să precizez aici un lucru foarte important, că în această perioadă am avut, așa cum am spus, încă o instruire cu colegii noștri medici veterinari de liberă practică, tocmai pentru a putea informa și ei cetățenii care sunt crescători de porcine și să nu lăsăm ca ei să fie informați numai prin intermediul pliantelor care sunt distribuite. În așa fel, prin acțiunile care le desfășoară în gospodăria populației, cu diferite ocazii, așa se poate informa și cu privire la acest aspect. Și de aia sper ca să avem o bună colaborare și, dacă este cazul, notificările pentru, pentru aceste afecțiuni, pentru aceste uh, activități să ajungă cât mai repede acolo unde Doamne trebuie. Domnule doctor, în legătură cu această uh, peste porcina, porcina africană, uh, de unde vine Acum, uh, să știți că agentul patogen este un virus care provoacă îmbolnăviri foarte grave, așa, și... Că e, nu este peste pot... noastră autohtonă africană? Da. da, și virusul ăsta, ca și virusul da. peste porcine clasice, poate fi vehiculat foarte ușor prin comercializarea animalelor, prin intermediul persoanelor care vin din, din localitățile, din gospodăriile, din zonele infectate, prin intermediul cărnii a produselor din carne sau altor tipuri de produse care pot ajunge în exploatația respectivă, resturile lor pot ajunge în rana porcilor și așa mai departe. De aceea noi am insistat întotdeauna de câțiva ani de zile spre, pentru informarea populației ca în hrana porcilor să nu ajungă resturile alimentare. Am informat mereu asupra acestui aspect. Sigur că în gospodăriile populației deținute de persoane fizice neautorizate, creșterea porcilor să mai face și folosind în hrana lor resturi alimentare. Exact. Noi insistăm pe informarea, pentru informarea acestor proprietari să elimine în totalitate resturile alimentare din, din hrana porcilor. Și atunci mă întorc la ce am început. Este foarte important să avem o trasabilitate foarte bună în ceea ce privește circulația porcinelor, în ceea ce privește circulația produselor, a, așa, produselor a cărnii provenite de la porcine și în ceea ce privește circulația persoanelor care vin din zone care deja sunt afectate. Cum este Ucraina, circulația persoanelor înspre gospodăriile noastre, înspre localitățile noastre și așa mai departe. Pentru că, încă o dată, repet, Orice boală produsă de un virus, adică orice tip de virus se vehiculează foarte ușor și prin intermediul animalelor și a persoanelor și a produselor, a subproduselor, a cărnii și altor preparate care da. sunt transportate dintr-un loc în altul fără să aibă nicio trasabilitate și fără să respecte minimele reguli așa de, de comercializare. Aș vrea să vă întreb, care sunt semnele după care orice crescător de porcine Acum, poate să-și dea da. seama? Astfel de boli virale da. și în cazul peste porcine clasice și în cazul peste porcine africane. Uh, simptomele cu care evoluează aceste boli sunt dramatice. Mortalitatea este ridicată, moartea este rapidă, așa, temperatura este foarte ridicată până la 42 deci are de grade Celsius. Corect. Apar și semnele cutanate care sunt foarte evidente. Și aici când vorbesc de semne cutanate, mă, re mă refer la, la aspectul pielii, așa, roșață, în special în veni, învinețirea pielii, după aia să văd acelea semne și la nivelul urechilor, la vârful picioarelor și așa mai departe. Sigur că orice crescător de animale la, res, la, la, la apariția acestor semne, chiar dacă nu este medic veterinar și nu este bun cunoscător da, da, da. a simptomelor clinice, Îți el sigur că, că își dă seama, da. seama că nu e în regulă cu porcului. Singurul lucru care trebuie să-l facă, să notifice medicul veterinar, fără a interveni cu tot felul de chestii, de multe ori, așa, de multe ori pe care le are în gospodărie, medicamente pe care le are în gospodărie și achiziționate nelegal. Pentru că proprietarul de animale, indiferent care ar fi el, nu are voie să achiziționeze produse farmaceutice fără rețetă. Correct, nu correct. are voie să efectueze tratamente la animale dacă nu este sub supraveghere sanitară, veterinară și atâtea lucruri. Deci când observi astfel de schimbări în comportamentul și în, cum să spun eu, în fiziologia, starea da. fiziologică a Animalului tău, primul lucru care trebuie să-l faci, să-l notifici pe medicul veterinar. Mai departe, medicul veterinar știe ce are de făcut, și sub aspectul terapeutic, dar și sub aspectul recoltării probelor după procedurile care deja sunt implementate. Bun. Ați spus că uh, factorul etiopatogenic este, uh, este diferit. Că sunt și anumite uh, produse sau subproduse care pot să fie sigur, contaminate și. Sigur. Uh, ca care uh, ar fi acestea. Ca tot... să. Tot ce este carne produs și preparat din carne. Eu de asta, noi de asta solicităm colegilor noștri medici veterinari de liberă practică și proprietarilor să notifice orice caz de, de, de sacrificare de urgență. Pentru că și de acolo pot proveni astfel de produse preparate din carne sau carne care după aceea da, poate fi vehiculată. Da, da, da. De -aia este necesar ca ei să ne notifice și cazurile de, de sacrificări de urgență. și cazurile de mortalitate. Și cazurile, eu am spus întotdeauna, nu pentru că e vorba acum de pesta porcină clasică și pesta porcină africană, dar noi am insistat prin informarea proprietarilor de fiecare dată să se notifice toate cazurile de sacrificare, de sacrificare normală, pentru că oricum proba de carne trebuie să ajungă la medicul veterinar pentru examinarea tricineloscopică. Oricum și astfel de cazuri trebuie notificate. Mai mult decât atât, Anii animalul ăla trebuie să fie uh, scăzut din baza națională de date după sacrificarea normală. Crotaliile trebuie predate medicului veterinar. Adică nu-l notificăm pe medicul veterinar numai în perioada asta că avem partea asta de peste porcina africană, cele două cazuri notificate în satul mare. Nu facem lucrul ăsta numai acum. Notificăm medicului veterinar în un normal și legal și logic toate sacrificările și cele normale. Ca în așa fel încât exploatația să fie la zi cu identificările și înregistrările în baza națională de date, cu uh, evenimentele care se petrec, cu comercializarea animalelor, care trebuie să fie făcută numai în baza unor documente emise de medicul veterinar. Cu vreau... atât mai mult acum. Și repet încă o dată da. ce am spus, că fără să fie vorba de aspectul ăsta a peste porcine africană și cele două cazuri declarate, noi avem încă de la începutul fie an, un program strategic foarte bine implementat pe supraveghere atât la peste porcină clasică, cât și la peste porcină africană. De, as, de asta facem astfel de instruiri da, la da. începutul fiecărui an, și cu colegii noștri medici veterinari și cu responsabilii fondurilor de vânătoare, tipării materiale informative la începutul fiecărui an, chiar dacă n-am avut aspectele astea de declarare a focarelor de peste porcină africană. Domnule doctor, aș vrea să vă întreb în pentru vânătorii care ne urmăresc acum, um, ei de unde pot lua contact cu această uh, boală? Unde se întâlnește în pădure această boală? Aha. Virusul poate fi. Peste, da. da, virusul poate fi vehiculat foarte ușor și în mediul silvatic. Și chiar de persoane, chiar de da. către vânători care participă la alte exact, vânătoare, exact. vânători cine știe pe unde. V-am spus, din păcate, orice tip de virus poate fi vehiculat foarte ușor și de către persoane. Mai mult decât atât, noi, prin materialele noastre informative, am informat. <laughs> de fiecare dată responsabilii fondurilor de vânătoare privitor și la de condițiile de. de biosecuritate pe fondurile de vânătoare, la condițiile de biosecuritate în cazul recoltării probelor uh, provenite Cred. ori de la mistreții împușcați, ori la, de la mistreții morți pe, pe fondurile de. de vânătoare sau de la alte animale care sunt găsite moarte pe fondurile de alte vânătoare. alte specii sunt afectate de această... Nu. Uh, Pestea porcină clasică, peste porcină africană da? sunt boli specifice suinelor. Deci mai, mai țin să... Da mai țin să precizez că am, am, mai precizat lucrul ăsta și cu alte ocazii și este precizat și în materialele informative, pesta porcina africană, focarele, așa, că despre ea discutăm mai mult datorită celor două focare din satul mare, nu este o zoonoză, nu este o boală transmisibilă la om prin consumul de carne, dar asta nu înseamnă de că... De ce e periculos. Dar e foarte periculoasă că prin intermediul ei vehiculăm virusul, iar, uh, cum să spun eu, pierderile economice sunt, sunt, sunt foarte mari, enorme. Din moment ce nu există terapie pentru boală, din moment ce mortalitatea este peste 90%, chiar 100% în formele supraacută, vă dați seama ce pierderi economice grave produce. Mai mult decât atât, pe lângă pierderile economice foarte mari, sunt pierderi financiare enorme. Gândiți-vă că la declararea unui focar de peste porcina africană, într-o exploatație care să aibă numai 50 de capete de porcine, cât să cheltuiești? Pentru eutanasia tuturor porcinelor din exploatația respectivă, după confirmarea bolii. Pentru neutralizarea porcinelor, pentru neutralizarea cadavrelor, scuzați-mă, pentru neutralizarea cadavrelor. -te -te? Aici Neutralizare. sunt tot bani. Neutralizarea cadavrelor, așa este este un proces mai delicat în cazul declarării focarelor de peste porcina africană. Se face sub supraveghere sanitară veterinară și cu aprobarea de mediu așa, prioritară fiind procedura de neutralizare acolo unde s-a întâmplat, unde au fost eutanasiate da. animalele, în așa fel încât să nu există posibilități de vehiculare a virusului. Se, se dar, condi... se da, se... da, dar în condiții speciale de distrugere acolo la fața da. locului, cu Aviz de mediu, sub supraveghere sanitară, veterinară, cu, cum să spun eu, cu respectarea tuturor procedurilor, că nu este suficient să arunci cadavrele într-o groapă. Nu asta înseamnă deja neutralizare. De aia spun, cu respectarea tuturor procedurilor, inclusiv de dezinfecție după, ce, după terminare Aici vreau să, da. să ajung. Avem, după ce am luat animalul, trebuie să facem multe acțiuni. în Corect, și. Ele po da, și ele nu da. se pot face numai cu pașii, așa, monitorizați de direcția sanitară veterinară trebuie și pentru asistență De aliment. specialitate nici de la, nu la Vă dați seama că doamne ferește, în cazul declarării unui focar de boală. Asistența veterinară din partea direcției sanitare-veterinare și a instituțiilor așa care fac parte, care au legătură cu direcția sanitară-veterinară este continuă. Am înțeles. De la data În... notificării. Dacă se consumă carne infestată cu așa ceva ce pățește persoana respectivă? Păi în mod normal nu se îmbolnăvește de peste porcina africană, a precizat vine, că nu e o zoonoză. Așa. De... Nu discutăm de chestiile astea de purtător. În momentul când consumă așa ceva, înseamnă că și în gospodăria lui virusul este vehiculat. Ce să mai discutăm? Virusul este vehiculat. În momentul în care ai adus acolo produse, în momentul în care ai adus preparate, ai adus carne, deja ai virusul în gospodărie și răspândești Doamne, foarte ușor în interiorul gospodăriei. Domnule doctor, aș vrea să vă întreb ce ar trebui să facă proprietarii de uh, crescătorii de porci, pentru că avem câteva și da. în județul nostru, pentru nostru, uh, acest, uh, acest virus pentru ei înseamnă sfârșitul fermei, te, falimentul... Ce uh, trebuie să facă să respecte măsurile de biosecuritate? Mă adică să aibă permanent un control a animalelor privitor la identificarea și înregistrarea în baza de date, da. comercializarea se face numai în cazul eliberării documentelor de către medicul veterinar, așa, a, introducerea animalelor în gospodărie numai pe baza unor documente provenite de la medicul veterinar, așa, și pe baza unor documente care să poată, să-l poată ajuta pe medicul veterinar care răspunde de gospodărie să înregistreze animalul în exploatația respectivă. De asemenea, orice caz de îmbolnăvire, sacrificare de urgență, mortalitate, sacrificare normală, să fie notificată medicului veterinar. Um, eliminarea, adică nu eliminarea, restrângerea activităților de comercializare ilicite exact. protejează foarte mult crescătorul de animale, uh, privitor la, la, la prevenirea introducerei virusului peste porcine clasice sau virusului peste porcine africane în exploatația lui. Indiferent că e vorba de o exploatație cu un număr mai mic de animale sau un număr mai mare de animale, Doamne ferește, exploatațiile comerciale sau chiar exploatațiile comerciale de tipa. Pot să vă spun că pe lângă măsurile care le-am luat de instruire, de informare, de control în exploatațiile comerciale și exploatațiile comerciale de tipa, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a luat și măsura de interzicere a comercializării porcinelor în târgurile autorizate sanitar-veterinare. Și, așa, în urma, în urma unei astfel de decizii, bineînțeles că inspectorii noștri de specialitate efectuează controle în târguri, chiar și astăzi, când este vorba de târgu de la orăștie, da? inspectorii noștri de specialitate sunt acolo, ca să urmărească dacă administratorul târgurilor la noi când discutăm de administratorii târgurilor de animale via autorizate sanitar-veterinare discutăm de primării sau de consilii locale pentru că noi nu avem alți administratori ai târgurilor autorizate sanitar-veterinare nu avem administratori privați, avem doar primărie și consiliul local. Deci ei sunt acolo să urmărească dacă administratorul într-adevăr respectă uh, aceste restricții impuse uh, de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Și nu numai, că din moment ce ești acolo la o activitate de control în târg, sigur că urmărești și partea asta de comercializare a porcinelor, care este interzisă, și sunt uh, uh, pe tema asta informați și colegii noștri medici veterinari de liberă practică să nu elibereze documente pentru târgul de animale vii. Indiferent ce târg s-ar organiza și în ce localitate s-ar organiza în perioada asta, cât... Bineînțeles, țin restricțiile de deci, circulație. Practic, porcinelor. acum la nu mai găsim nu. porcine de. Nu. Iar dacă de unde... se găsesc, atunci se vor lua, lua măsurile care se impun. De aceea, inspectorii noștri sunt prezenți uh, la târgurile care sunt uh, în desfășurare în această perioadă. Când a mai fost uh, țara noastră afectată de așa ceva? Nu. Țara <coughs> noastră a mai fost afectată cu foarte multe focare da? în fiecare județ de peste porcina, uh, peste porcina clasică. Da. Și vă amintesc că și noi am avut problemele astea cu focare de peste porcină clasică până în 2006, mai precis până la sfârșitul anului 2006, începutul anului 2007, așa, ca și celelalte județe și județul nostru a impus după încheierea focarelor de peste porcină clasică o activitate susținută de supraveghere și, în primul rând, de vaccinare, pentru că noi am continuat să vaccinăm vreo trei ani de zile după încheierea focarelor în toate, toate localitățile, în toate exploatațiile non-profesionale și comerciale am instituit după aceea un program de supraveghere așa pentru monitorizarea circulației virusului după ce am terminat cu vaccinarea anti pestoasă la nivelul anului 2010. Da. Foarte puțin am mai continuat și cu vaccinarea antipestoasă prin administrarea momelilor vaccinale pe fondurile de vânătoare pentru vaccinarea mistreților și programul de supraveghere care le-am avut în această perioadă de vaccinare, așa cum momel vaccinale pe fondurile de vânătoare. Dar după încheierea tuturor campaniilor de vaccinare și la porcul domestic da. și la mistreți, noi am continuat prin programe strategice anuale prin programe cifrice anuale, programele de supraveghere și de recoltare a probelor și de la porcii domestici și de la porcii sălbatici, adică de la mistreți, în vederea, în vederea uh, monitorizării circulației virusului, uh, dacă este cazul. Am înțeles. Domnule doctor, spuneți-mi, în județul Hunedoara, Cam cât de mare este pericolul real pentru a se întâlni această boală? Pericolul, pericolul este ce mare. eu, astea pic. Sunt măsuri da. de prevenire. Da. Pericolul este mare la nivelul oricărui județ, Dacă nu se respectă minimele condiții de biosecuritate. Și noi fără să avem cazurile astea de peste porcină africană sau peste porcină clasică din 2006, instit Insistăm pe informarea proprietarilor, pentru că ei sunt singurii care se pot proteja animalele lor. Nu. Și aici nu-i vorba numai de bolile porcinelor. Insistăm cu informările pe, bolile, la, pe pentru bolile și la celelalte specii de animale. Doar proprietarul este cel mai în măsură și de la el pleacă cea mai bună, uh, uh, cele mai bune reguli de biosecuritate instituite pentru a-și putea proteja animalele din gospodăria lui. De el depinde lucrurile. Asta. De el, de colaborarea lui cu medicul veterinar de liberă practică, de notificarea proprietarului și a medicului veterinar de liberă practică, toate activitățile de care am spus înainte, de sacrificare, indiferent de specia da. de animale acum, de sacrificare, de sacrificare de urgență, de mortalitate și așa mai departe și de boli la animale. Pentru că eu vreau să vă spun că probleme importante așa nu sunt numai în cazul peste porcine clasice. Noi avem probleme importante pe care le gestionăm și cu alte focare de boli. Anemia infecțioasă e vina, leucoza enzootică bovină, screpia la, 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 la ovine. De aceea, sub aspectul monitorizării, sub aspectul notificării, proprietarul are, uh, uh, are un, uh, cum să spun eu, obligații foarte mari. De cele mai multe ori. Uh, Proprietarii nu sunt conștienți de asta și uh, dacă ei notifică, ei spun că dacă notifică un caz de sacrificare de urgență, indiferent de animal, un caz de mortalitate, medicului veterinar de liberă practică, nu știu ce îi se poate întâmpla. Nu îi se poate întâmpla numai ceva bun, pentru că vor fi recoltate probe de acolo, vom ști printr-un buletin de analiză care este cauza morții sau sacrificării de urgență și putem să intervenim cu măsurile ulterioare. Dacă nu știm niciodată, nimic, pentru că nu se notifică cazurile de mortalitate, cazurile de sacrificare de urgență. Carnea și produsele din carne sunt comercializate de multe ori așa cum sunt comercializate și animalele la fel. Atunci sigur că vom avea întotdeauna probleme, pentru că nu vom ști niciodată, nu vom avea niciodată o monitorizare corectă privitoare la bolile care pot evolua în ev 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 exploatațiile de, de animale. Și de aia aici trebuie să fim foarte, foarte atenți. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, în magazine cum se face controlul preventiv împotriva apariției, știu, produselor contaminate de către. Nu. În magazine v-am spus că regula principală este ca toate magazinele care, care comercializează produse din carne sau alte produse, carne, produse din carne sau alte tipuri de produse da. alimentare să fie înregistrate sanitar-veterinar. Ele sunt fără discuție sub un control strict sanitar-veterinar. Uh, produsele pot fi verificate din punct de vedere al etichetării, al valabilității, al compoziției. Uh, de acolo se recoltează probe mereu. Uh, acolo este uh, imposibil ca uh, în galantarele respective să ajungă produse contaminate. Uh, care sunt luate din locuri neautorizate, care sunt luate din locuri, cum să spun, unde astfel de produse se comercializează nelegal și așa mai departe. Astfel de unități nu se pot aproviziona numai tot din locuri autorizate, din locuri înregistrate sanitar-veterinar și care sunt monitorizate și sub supraveghere sanitară-veterinară. Deci, practic, pentru a înțelege telespectatorii ideea, dacă cumpărăm produse din carne de porc sau carne de porc din locuri autorizate care sunt înscrise, nu există risc de îmbolnăvire. Nu există discuție. riscul apariției Fără bolii la Fără noi discuție. în Gospărie. Deci, cu alte din cuvinte, dragii mei, nu luați carne de pe marginea drumului. Din păcate, e, sau alte din păcate alte dacă sunt astfel, nu toate colțurile și locurile de, de comercializare nelegală Pot fi prinse de inspectorii noștri sanitari veterinari. Fără discuție că atunci când noi avem informații, și când sunt informații, și când găsim astfel de lucruri, da. ele sunt sancționate drastic. Dar nu întotdeauna, nu poți să fii peste tot. Unde să pot comercializa și nu ne neapărat comercializa produse. Ia și tu, domne, 5 kg de carne, că uite, o, trebuie să sacrific de urgență un porc. Mă nu mai mâncat nimic și apoi nu l-am mai sunat pe medicul veterinar. N-am mai anunțat e pe nimeni. Fără să știi mă dimineață l-am de... sacrificat, ia și tu niște carne, de aceea că n-am ce să fac cu atâta carne. Deci nu ne neapărat comercializarea. Și alte tipuri de schimburi între proprietari. Care pot să. Sigur. Uh, fie... Sigur sub observație. Da, am înțeles. Domnule doctor, vreau să vă întreb. În județul Hunedoara, noi în, în anul trecut am avut vreo suspiciune de această peste? Nu, 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 nu. Noi nu am avut suspiciuni de peste porcină clasică și peste porcină africană, așa, din 2006, de când am închis focarele de boară. De boana. unde vine, domnul doctor? Uh, păi, acum, acum, toate anchetele epidemiologice care da. le-am efectuat în perioada când am avut focare de boală de peste porcină clasică, toate duceau că virusul, rezervorul de virus este mediul silvatic, deși încă o dată repet, noi nu am avut nicio suspiciune, nicio confirmare de boală în mediul silvatic. Dar virusul se întreține foarte ușor și se vehiculează foarte ușor, așa, prin intermediul porcinelor, prin intermediul persoanelor, prin intermediul produselor. Și dacă suntem atenți cu astfel de lucruri, atunci putem să împiedicăm uh, apariția acestor Am boli foarte grave. În principiu, oamenii nu ar trebui să, să se panicheze pentru, pentru nu. apariția acestei boli, pentru că a apărut la satul mare și nu e în județul da. nostru. Uh, dacă se iau. Iar măsurile astea da. trebuiau să le ia întotdeauna, nu pentru că acum au apărut cele două cazuri sau focare de peste porcina deci africană aceste măsuri sunt continue, Psico. permanente. Ele acum sunt doar permanente. le ca să știți da. că nu acum, e Acum, Dumnezeu este... să mă ierte, dacă nu apăreau cazurile de peste porcina africană în județul Satu Mare, atunci nu trebuia să notific medic, medicul veterinar cu privire la, la îmbolnăvirea animalelor din gospodăria mea, cu privire la sacrificarea lor de urgență, cu privire la mortalitatea lor, astfel de măsuri, care, cum să spun eu, le-am spus acum, sunt permanente. Proprietarul de animale este responsabil, este primul răspunsător și este primul obligat să răspundă de exploatația lui, de animalele din exploatația lui. Și știți din ce cauză? Pentru că nimeni nu obligă să fie crescător de animale. Dar dacă este crescător de animale, are obligații obligații foarte mari și prima obligație sau cea mai mare obligație este să aibă o colaborare foarte bună cu medicul veterinar și să-i notifice toate cazurile de îmbolnăvire, de sacrificare de urgență, de mortalitate și de mișcare a animalelor. Am înțeles. Domnule... Astea sunt măsuri permanente și obligațiile primordiale ale proprietarului. Domnule doctor, aș vrea să trecem un pic la altă specie care a fost vizată de un scandal și anume acel scandal al ouălor contaminate și să spunem telespectatorilor dacă în județul nostru a fost acum cazul de așa ceva sau dacă... E nu foarte pericol. bine că ați adus în discuție tema asta pentru că în urma scandalului așa cum a spus dumneavoastră la nivelul mas-mediei și nu numai... Da. Autoritatea Națională Sanitară, Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a emis deja note de serviciu în vederea efectuării controlelor tematice. Așa, de către fiecare direcție sanitară veterinară pe teritoriul de care răspunde în exploatațiile comerciale de găini, o consum în depozitele farmaceutice care pot comercializa astfel de substanțe, așa, în unitățile de dezinfecție, dezinsecție și de ratizare care pot efectua acțiuni cu astfel de, de substanțe și eu pot să vă spun că în un în urma astfel, unor astfel de controle până astăzi, data la care discutăm 16.08.2017 am efectuat controle în două exploatații comerciale mari de păsări, de găină o consum și astfel de substanțe nu se folosesc, mai mult decât atât. Da, da, da. Nu se utilizează, nici nu se utilizează așa, produse pentru, uh, pentru combaterea paraziților la păsări nici măcar nu se utilizează produse pentru combaterea paraziților la păsări. Nu produse care ar conține substanța activă fibronil, nici alte produse. Efectiv nu se utilizează. Iar biocidele care sunt utilizate pentru acțiunile de dezinfecție, nici vorbă nu conțin o astfel de substanță. Și controlele care deci le am efectuat până nu e da. Acesta și controlele nu care le am efectuat până acum sunt controle riguroase, așa controle care unde s-au verificat toate documentele de intrare pentru, pentru produsele biocide și astfel de produse și nu, nu, nu există în discuție în județul nostru utilizarea unor astfel de produse. Sigur controlele vor continua până în data de 15.09.2017 și așa cum v am spus? nu vor fi verificate și controlate numai fermele de păsări, ci și depozitele veterinare și unitățile care desfășoară acțiuni de dezinfecție, dezinsecție și deratizare. Și toată această monitorizare prin controle va fi raportată Autorității Naționale Sanitare Veterinare. Am înțeles. Domnule doctor, aș vrea să vă întreb iarăși despre un subiect care a făcut vâlvă Acum vreo două luni, dacă nu mă înșel, și anume acei câini care erau într-un adăpost și nu erau ținuți corespunzător. Dumneavoastră mi-a spus că le faceți control, îi monitorizați continuu. Da. Acum, care e situația? -a? Eu vă spun următorul lucru. Am spus și atunci. Și vă dați seama că nu retractez absolut nimic din ce am spus la acea dată. Așa. Din punct de vedere al organizării, adăposturile de câini fără stăpân, care sunt da. organizate sub îndrumarea Consiliului Județean Hunedoara și a administrației care se ocupă de aceste adăposturi, vreau să spun că organizarea este foarte bună. Atunci când au fost cazuri, am spus și atunci, atunci când au fost înregistrate cazuri de neconformități, pe fluxul tehnologic al adăposturilor de câini fără stăpân, da. organizate la nivelul județului Unedoara, înregistrate sanitar-veterinar, care funcționează legal de alminteri. Așa am spus-o și atunci și o spun și acum. Da. Când au fost cazuri de neconformități, sigur că au fost sancțiuni și cu amenzi și cu avertizmente. Dar încă o dată repet, ce am spus și atunci, da. organizarea din punctul ăsta de vedere este bună, spre foarte bună. Sigur că pot fi unele mici neconformități, sigur că e o activitate foarte grea, am spus-o și atunci, dar e o activitate bine administrată, bine monitorizată, bine controlată, iar Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor nu are altă obligație decât să efectueze controle acolo, controle tematice, controle la sesizări și reclamații și, bineînțeles, controlele planificate în cadrul programului strategic pe anul 2017. Am înțeles. Domnule doctor, ați vrea să vă întrebăm. Apropo de, trebui, de, da? de de, de lucru ăsta, Optiți. și adăpostul de la Petroșani, care funcționa în condiții bune, așa, a suferit modernizări importante în, în ultima perioadă și el deci se știu că după Da, înțelegi, va funcționa cu toate. Așa, cu toate că activitatea adăpostului nu, nu era proastă, am spus-o și atunci și animalele din adăpost nu erau maltratate, condițiile privind eutanasierea animalelor au fost efectuate conform legii, că nimeni nu își permite să facă altceva. Am înțeles. Iar contractul pentru candavrele cu, cu unitatea de neutralizare era un contract legal, așa și care funcționa legal. Domnule doctor, e secetă mare acum în județul nostru și în mare parte în țară, există pericolul că din această lipsă de precipitații, cel puțin acolo la ora actuală, să izbucnească ceva, să fie fermierii mai atenți, să fie proprietarii de animale mai, da. mai atenți. Acum, și pe calea asta, da. noi am avut și informări de presă, le-am făcut publice, am, am informat proprietarii, deși eu cred că nici nu-i cazul să informez cu așa ceva. Uh, pe perioada asta caniculară să asigure pentru animalele lor cantitatea suficientă de apă, umbrare acolo unde este cazul și, bineînțeles, monitorizarea mai atentă a animalelor în perioada asta caniculară. Dar eu întotdeauna am spus așa și susțin lucrul ăsta. Sunt lucruri atât de simple și de importante pentru proprietarul de animale, încât eu nu cred că el trebuie informat. Eu cred că el este primul cunoscător al acestor probleme și își monitorizează foarte bine efectivului de animale. Da. Că este interesat de producția efectivului de animale, este interesat ca animalele alea să nu suferă de foame când este ca de frig, de caniculă, de lipsă de apă și așa mai departe. Este primul interesat, deși, încă o dată repet, noi am făcut astfel de informări în perioada caniculară și în perioada premergătoare uh, 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 temperaturilor caniculare. Am înțeles, după această săptămână se pare că vor urma niște ploi. Va fi exact invers. Atunci uh, trebuie să existe alte, uh, alte activități care să. Nu. Nu, nu. Eu întotdeauna i-am respectat. Ceris. Nu, eu întotdeauna i-am respectat, că așa este și normal și respect. Am o considerație ă, extraordinară pentru proprietarii de animale și eu aproape că sunt sigur că ei nici nu trebuie informați cum să-și protejeze efectivul de animale, indiferent de condițiile de mediu. Am înțeles. Ei sunt foarte buni cunoscători, așa cunosc lucrurile astea foarte bine. Și niciun proprietar de animale nu așteaptă sfatul meu ca să se aprovizioneze, de exemplu, cu furaje pentru de iarnă, să se okay. aprovizioneze cu apă în cantități mai bune pe perioada caniculară, să asigure alte condiții în perioadele de frig sau în perioada caniculară ei sunt conștienți și urmăresc, urmăresc, fără discuție, binele efectivului lor de animale. Bun. Iubitorii de animale care au acasă câte o pisică, câte un cățel, mai știu ce alte animăluțe care sunt animale de, cam, de companie, ar trebui să știe ceva deosebit în aceste zile mai, se mai secetoase, mai, mai calde, 35-36 de grade? Nu, doar să și sigure condițiile necesare pentru animalul deci, de animal, da, aibă... lui de companie. să vadă de animal să să, condițiile necesare animalului lui de companie. Să încerce să-l protejeze, așa atunci când este vorba de perioada caniculară sau când va veni perioada de, de frig. Cei care nu, lucrează... sunt, nu sunt, cum să spun, eu, informații foarte uh, 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 foarte grele. Nu sunt deosebite, da, Și deosebite, dea. nu. Ei își cunosc până la urmă uh, condițiile care trebuie să le asigure animalului lor, indiferent de, de, de mediul de afară. Ce le puteți spune celor care au oi, ciobanilor? Uh, ei. Pentru ei am o informație importantă noi am difuzat-o și prin uh, intermediul direcției agricole a asociațiile, asociațiilor crescătorilor de ovine cele mari, așa în legătură cu genotiparea în exploatațiile ca, genotiparea berbecilor de rasă pură în exploatațiile unde sunt mai mult de 20 de berbeci. Da. Am informat de asemenea Spuneți -ne... Proprietarii respectiv, care sunt condițiile și care sunt avantajele uh, acestui program. Uh, din păcate, până la data când purtăm această discuție, da? nu avem nicio notificare din partea proprietarilor care vrea să intre în acest program de genotipare. Ce este genotiparea? Genotiparea. Genotiparea este o activitate, o acțiune prin care se monitorizează alelele care sunt predispuse la screpie. De aceea am spus că programul este avantajos pentru crescătorii de ovine. Ei vor ști dacă îndeplinesc condițiile să se înscrie în, în program. Și dacă vor dori să se înscrie în program și după aia să respecte toate regulile impuse, ei vor avea o monitorizare asupra efectivului lor privitoare la genetica în legătură cu, cu uh, prioritizarea la, pes, la, la screpie. Sfântii. Este foarte important să-și cunoască efectivul din punctul de vedere al. Uh, 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 dacă acesta este predispus la, la, la screpi. Care ar fi avantajul concret al celui care avantajul vrea să Avantajul concret da. este că uh, toate aceste acțiuni de care vorbeam, de la recoltarea probelor de sânge până la testare și eliberarea buletinului de analize, uh, sunt toate, sunt toate uh, cum să spun eu, uh, asigurate, ca modalitate de plată de la bugetul de stat. Proprietarul doar trebuie să se înscrie în acest program. Sigur că după aceea el trebuie să respecte niște reguli. În primul rând, de regula de a scoate din efectiv și de a scoate de la reproducție berbecul care este genotipat cu, alela, cu alelele care sunt predispuse la screpie. Ăsta e lucru cel mai greu. Proprietarul nu prea acceptă astfel de lucruri și întotdeauna auzim discuțiile de felul ăsta. Nu se poate, dar berbecu, uitați cum arată. Sigur, din punct de vedere fenotipic, dar dacă genotipic are alelele care îl predispun la screpie, atunci trebuie să gândești ca proprietar că statul a investit în programul ăsta și toate testele au fost gratuite în așa fel încât tu să poți elimina de la reproducție animalul respectiv și să nu supui uh, efectivul tău predispoziției la. la la screpiei, datorită transmiterii, spuneți, domne, doctor, de, transmiterii pe cale genetică a acestor alele și screpie. Păi Screpia este vorba. encefalopatia spongiformă transmisibilă a ovinelor. Bolă foarte așa, o bolă foarte gravă care duce la moartea animalelor și duce la moarte și fără da, nicio discuție. Așa? Am avut și noi cazuri da? de screpie, am avut focare de screpie. Așa, uh, sigur că Poate mai sunt și alte cazuri care n-au fost notificate. Poate că nu întotdeauna proprietarul a notificat Duh. pe medicul veterinar în legătură cu simptomatologia nervoasă a animalului lui. Și Pentru alele, că encefalopatia transmisibilă ca de care discutăm are semne în, în preponderen nervoase. Acum eu vă mai spun un singur lucru. Ce, Ce sunt alelele? Ă, sunt gene. Discutăm de gene, de genetică. Bun. Cum Pro... se face această depistare? Practic, concret. Prin recoltarea unor probe de sânge. Deci nu în... ceva deosebit. De... Nu, nu. Recolta... Și mai ales e gratuit. Recoltarea probelor de sânge care este tot gratuită. Sigur că ea se face în probete speciale. Dar asta nu neapărat trebuie să știe, așa, crescătorul de animale pentru că medicul veterinar se ocupă de, de problematica da. asta. Doamne, doctor, ca de obicei, avem timp, -avem timp să, să vorbim despre toate subiectele care ne preocupă. Vă mulțumesc pentru participarea și eu vă noastră. Mulțumesc pentru invitație. Și, dragii mei, tragem concluzia pe care ne-a dat-o domn doctor Laslau Leontin, cum că în ceea ce privește scandalul referitor la ouăle infestate nu e cazul în județul nostru și pesta porcina africană nu este în județul nostru, dar trebuie să fim prudenți. Domnule doctor, vă mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Vă doresc o zi cât mai bună. La revedere!